Și mergem către Polonia. Și suntem în avion. A fost o decolare frumoasă și acum zburăm, cred că, vreo oră și puțin. Deci n-am mai fost în Varșovia de 4 sau 5 ani de când sunt proiectul acela cu I Love Violeta, nu știu dacă mai știți. Chiar mi-era foarte dor, am și câțiva prieteni influencer youtuberi aici și de-abia aștept să mă văd cu ei. Și am ajuns, suntem în Polonia. Aici este, cred că, mai multă zăpadă decât la noi, sau cel puțin pe aeroport e mai multă zăpadă decât la noi. Suntem aici, ninge, v-am spus, lumea așteaptă să vină autocarul să ne ducă la hotel. Vremea este cam la fel ca în... Salut! Poveste fără sfârșit. Hai, strofa 2. Sunt cartier. Ok, am ajuns în hotel și sunt așa singură aici. Nu e nimeni pe etaj cu mine, cred, sau poate este, dar am intrat deja în cameră, nu știu. Și am dat mai bagajul, bă, nici nu știți cum mă chinui cu el. Stai, ce? Ok, am și balcon. Neața, am ajuns chiar aici la platourile din Varșovia, Polonia, un fel de media pro, dar al lor. Și da, sunt foarte multe afișe de-astea cu emisiunile lor și mi se pare foarte tare. Aici este bagajul meu, o să deschid imediat ca să vedeți câte chestii shiny, tiny am aici. Toată echipa, nu știu, mănâncă croissante, bea cafea, pentru că ne pregătim pentru prima emisiune sau pentru intro, nu știu exact, o să aflăm imediat. Am deschis valiza și aici am o grămadă de hăinuțe pentru emisiune, pentru că avem multe emisiuni de tras, am luat foarte multe haine de-astea de show, să zic așa, și astăzi... Cred că o să luăm pe acesta. Hei, suntem la make-up aici și ea este... What's your name? Olga. Olga. She's Olga. Și este din Polonia și de pregătit. Și aici sunt locurile noastre. Eu sunt aici. Oh my god, am ajuns la platou și arată foarte tare. Wow, nu pot să vă arăt acum foarte mult, dar arată super. Ok, și intrăm. Oh my god, cum arată. Hai să vedem. Wow. Eu știu toată lumea după față, dar nu știu pe nimeni. Wow, oh my god. Oh no! Salut, lume! Mamă, salutare, salutare, salutare! Mamă, trebuie să fac și un gust. Suntem aici, oh my god, ce drăguț! Și am închis lumina. Avem astea pe spate aici. Și am primit-o acatea. Am ajuns înapoi la hotel, oh my god, anis, o grămadă. Și mor de frig. Și acum intrăm în hotel. Și mi-e foame, am mâncat ceva la... Am prins ultima felie de pizza, frate, ultima felie de pizza. A fost o zi foarte grea, este ora 11 noaptea. Ok, este 12 noaptea aici în Polonia și am plecat prin hotel să caut mâncare pentru că mi-e foarte foame, nu cred că o să găsesc. O să mă duc jos să văd dacă au ceva deschis restaurant și n-am nicio șansă, dar poate, poate. Vreun magazin, ceva, habar n-am, mi-am luat bani la mine, doamnește-mi.